stăm de vorbă cu domnul Dan Țapu, vicepreședinte Tungal Metrou. În primul rând, să ne spuneți câteva cuvinte despre Tungal Metrou, cine este și ce domeniu de activitate are. Tungal Metrou are o istorie destul de mare pentru spectrul, pentru sistemul economic românesc. Ea vine de undeva din 1976, se numea pe atunci LCS și a fost o firmă realizată pentru construirea tunelului de metrou din metrou bucureștean, de la metrou bucureștean. Începând cu 1991, Tungal Metrou devine societate comercială pe acțiuni. În momentul acesta se numește Tungal Metrou. Iar din 1994 este societate privată cu capital privat românesc, în care majoritatea e deținută de 3 persoane fizice. În ceea ce privește activitatea acestei societăți, așa cum spuneam mai devreme, ea a fost specializată în ceea ce privește utilajul tehnologic, în ceea ce privește absolut și personalul muncitor pentru realizarea de tunele de metrou. Au realizat peste 48 de kilometri de tunele de metrou în București. Apoi, începând cu 1994, datorită situației în sine, pentru că investițiile în domeniul acesta nu s-au mai făcut, a fost obligată să își reformuleze țintele, să își reformuleze strategiile. Astfel, din 1994, a început construcțiile supraterane. În perioada care a urmat, am realizat peste 100 de obiective foarte mari, foarte importante, în București și nu numai în București, și în alte zone adiacente. În momentul de față, suntem o societate care încercăm să existăm pe o piață destul de cutremurată, în care scăderea a fost undeva la 60-70% la cifra de afaceri. Spuneați că unul din domeniile principale de activitate ale Tungal Metrou reprezintă construcția de linii de metrou. Este principalul obiectiv. Se cunoaște faptul că s-a primit aprobare pentru magistrala 5, drumul Taberei Universitate. Dacă putem vorbi, care este implicarea Tungal Metrou în acest proiect și dacă Tungal Metrou are potențial de a participa la realizarea acestui proiect? Ne-am venit de Tungal Metrou în 1993. Din 1993 se discută de drumul Taberei, de acest proiect. Deci sunt foarte fericit în momentul de față că s-a făcut o primă licitație pentru acest proiect. Gândiți-vă că sunt aproape 400 și ceva de oameni care locuiesc în cartierul acesta. Gândiți-vă că metrou bucureștean în momentul de față reprezintă undeva 3,5% din suprafața de transport urban și preia 25%, aproape 600.000 de locuitori ai Bucureștiului și transportă. Ceea ce ar însemna o investiție extraordinară. În ceea ce privește Tungal Metrou, trebuie să spun că suntem deja în contact, deja am făcut ofertele împreună cu alți parteneri. Fac o paranteză aici, pentru mine, personal, cererile care s-au făcut în caietele de sarcini era imposibil pentru firma românească. În ultimii 5 ani nimeni nu a construit 18 km de tunel, noi am construit în ultimii 5 ani 260 de metri de tunel. Deci diferența este destul de mare. Baza tehnică, Tungalul deține. În momentul de față avem scut pentru realizarea de tunele. Există o zonă chiar foarte importantă, destul de mare, cred, dacă nu mă înșel, undeva la 2-3 km, în care se poate folosi acest scut. După aceea, baza tehnico-materială, în jur de 45.000 de metri pătrați și tot ceea ce înseamnă utilaje, stații de fasonare, oțel beton, le avem la foarte mică, la mică apropiere, undeva în Bulevardul Timișoara, ceea ce ar însemna pentru cei care vor să intre în colaborare cu noi un avantaj extraordinar de mare. Înțeles. Spuneați că metroul reprezintă doar 3% din rețeaua publică, 3,5% din rețeaua publică de transport. Cât de necesare considerați investițiile în dezvoltarea infrastructurii de transport urbane și în special în transportul subteran și cum apreciați ritmul de dezvoltare a infrastructurii în București? Să începem cu sfârșitul. Ritmul de dezvoltare este cel care știm cu toți. Din 1990 până în prezent s-au dat în funcțiune decât ceea ce înseamnă Sălăjean
A2-ul, în care erau tunele făcute de pe noi, le-am reabilitat după aceea. S-au mai făcut 260 de metri de tunel, care este vorba de partea de unul mai Bucegi. Se lucrează acum de câțiva ani buni de către o firmă la o stație, mai multe stații de fapt, spre Zarea în partea cealaltă și atât. Deci în ceea ce privește investițiile făcute de către guvernele care au fost minimale sau chiar foarte, foarte, foarte nesemnificative oricum. În ceea ce privește dezvoltarea acestui sistem de transport, eu cred că pentru că fiecare dintre noi este foarte important. Gândiți-vă că în momentul de față se face o investiție de 120 de milioane de euro stadionul Lia Maloiu, da? Ia gândiți-vă că avem un eveniment, o cupă europeană, cum se dorește, și vin 40.000 de spectatori din Anglia, din Franța, nu știu de unde. Cu ce îi transportăm de la aeroportul Otopeni către acest stadion și vine? Cu autobuze? E o întrebare care cred că mulți ar trebui să-și o pună. După aceea, în orice capitală europeană, drumul către aeroport se face și cu metro. Că e suprafață, că e subteran, mai puțin contează. Drumul către gară s-a rezolvat, să spunem, la ceea ce privește, în ceea ce privește centrul gară. Dar, în schimb, legăturile între toate aceste funcțiuni de transport la nivel de București nu s-au realizat. După aceea, traficul care există în momentul de fapt în București cere foarte mult aceste investiții. Investițiile foarte mari sunt undeva, probabil, cea aceasta drumul Taberei se duce undeva la 600 de milioane de euro. Destul de mari pentru situația economică în care se află România, dar cred că trebuie făcută. La început spuneați că Tunga Metro a trebuit să se reorienteze și către construcțiile supraterane. Cât din business-ul actual reprezintă acest segment de construcții supraterane și dacă reprezintă o strategie viitoare pentru Tunga Metro, în condițiile în care spuneați că ritmul de dezvoltare al infrastructurii și investițiile sunt destul de mici. Din 2002-2003, după ce s-au investițiile în ceea ce privește metro nu s-au mai făcut, sau au fost foarte puține, Tunga Metro a avut în proporție de 99,9% ponderea în cifra de afaceri numai lucrări supraterane. Schimbul care s-a făcut din 1994 până în 2002-2003 a fost foarte greu pentru noi. Să transformă o societate specializată în lucrări cu utilaje speciale pentru asta și care încă le mai avem, în lucrări de ceea ce înseamnă supraterane, de la schele, de la cofraje și așa mai departe, o investiție extraordinară care pe noi ne-a costat undeva la 25-30 de milioane de euro, de-a lungul timpului vorbesc. Și iată că acum ajungi într-o situație în care trebuie să te miști din nou către partea aceasta de subteran. Nu ne sperie, deci specialiștii avem, nu știu câte societăți mai au specialiștii. Avem în vedere în etapa următoare o majorare a capitalului social în care sunt implicate niște societăți care au foarte mare legătură cu ceea ce înseamnă lucrările de metro, lucrările de infrastructură puternice și sunt societăți care doresc să participe chiar într-un parteneriat privat-public. Și cred că și metroul București, noi discutăm mereu de metroul bucureștean, eu cred că mai sunt și câteva orașe care au avea nevoie de metro. Nu știu, e de făcut probabil calcule la nivel național, dar costurile în timp al acestor investiții sunt mult mai reduse decât costurile, vorbesc la mediu și așa mai departe câte sunt. Spuneați că sunt și alte orașe care avea nevoie de metrou. Nu știu dacă este cazul pentru un alt oraș din România. Aveți oferte sau să vă întrebați către orașe din alte țări, din jurul României? Deci dacă în momentul de față v-am spus că suntem în negocieri cu câteva firme pentru majorarea capitalului, sunt firme multinaționale, asta este clar. Deci în contextul ăsta, cu siguranță, Tunga Metro va ieși și pe alte piețe.